De ziua ei, Nicoleta Luciu a muzicii populare se răsfață mai ceva ca o regină. Cum își întreține Silvana Râciu cele 16 intervenții chirurgicale și în ce lux se dezmiardă sărbătorita, vedeți drept la țintă. Dragii mei, peste două zile Silvana Râciu își va sărbători ziua de naștere. A început pregătirile de pe acum și astăzi a petrecut câteva ore bune într-un salon de înfrumusețare. Cum arată Nicoleta Luciu a muzicii populare, aproape dezbrăcată și fără strop de machiaj, vedeți în materialul următor. Voluptoasa cântăreață de muzică populară este fana saloanelor de înfrumusețare. Silvana face orice ca să se mențină tânără și frumoasă, așa că petrece ore întregi la cosmetică. Am dat și noi buzna în timpul zilei de răsfăț a brunetei și am urmărit pas cu pas ritualul ei de înfrumusețare. Este prima dată când te vedem total nemachiată la televizor. Măi, da, total nemachiată. Nu mi-am dat cu nimic pentru că să nu mai stau să mă demachez pentru masca aceea cu rubin. Pe aștept să vedem ce efecte are. Sunt o femeie normală și nu mă feresc să apar nemachiată. Nu sunt nici cea mai frumoasă femeie din lume, dar mă gândesc că nici cea mai urâtă. Așa încât nu mă tem să apar nemachiată. Soțului cum îi place de tine, machiată sau nemachiată? Și machiată și nemachiată. Peste două zile, Nicoleta Luciu a muzicii populare împlinește 32 de ani și vrea să arate perfect. Am primit un cadou așa inedit, o zi întreagă de răsfăț aici la salon. E salonul unei prietene, Margareta, și uite că am început deja, voi m-ați prins în toi pregătirilor. Am început cu unghiuțele și mi-a propus și mi-a promis, dacă vrei, totodată tot felul de lucruri din astea care sună excentric. Să începem cu manicura. Văd un model foarte ciudat, așa. Model 3D, așa, cu ștrasuri și floricele în relief. Cum Dumnezeu o să spăltuvoase? Nu știu. Voi vedea dacă pot, dar cred că pot, că sunt cauciucate și m-au asigurat că e în regulă. Pietricelele nu cad, deci o să mă țină vreo lună de acum încolo fără probleme. După ce manicura a fost gata, Silvana a renunțat la haine și, înfășurată doar într-un prosop, a făcut un tratament demn de o adevărată regină. Pregătită să fie acoperită din cap până în picioare în aur? Da, mai ales că e prima oară, îți dai seama, și un cadou de ăsta oricine își poate dori. Credeam că baia în lapte o să fie cel mai, da, maximum, dar uite că se poate și mai mult. Păi seara asta o să ai pielea atât de fină și catifelată că soțul tău nu o să-și mai poată lua mâinile de pe tine. Am înțeles, e bine. Nu-i de rău. După ce crema a fost aplicată, Silvana părea că are pielea poleită cu aur. Mă simt foarte răsfățată, în primul rând. Să știi că are un efect hrănitor, așa, simt că e hidratant, dar e și răcoritor în același timp, așa că pentru vară, dar imaginați-vă cum o să-mi intre mie, că am înțeles că trebuie să intre tot ăsta în piele, ai grijă să nu-i murdărești microfonul, îi faci o mască cu praf de argint microfonului, de aur. Întrebăm pe doamna Margareta, ce efect are această mască? Această mască revitalizează și tonifică pielea, hidratează pielea în același timp. Cum se simte aurul pe piele? Extraordinar, ce să zic. Dar uite, nici nu-mi imaginam că e atât de aurie și strălucitare. Și îmi imaginez după ce o să-mi intre toată masca asta, crema asta în piele. Ce frumos va fi. Vreau să fie în fiecare zi ziua mea, se poate? Da. Acum urmează alte nestemate să fie puse pe corpul tău. O mască cu rubin îmi pune. Așa că nu o să mă mai recunoașteți. Pentru regenerarea tenului. Zic bine? Așa e. Da, pentru regenerarea și reconstrucția tenului. What's new, what's a cat? Whoa! După câteva ore de răsfăț, Silvana a ieșit ca nouă din salon. Așa cadou orice femeie ar vrea să primească de ziua ei. La mulți ani! Dragii mei, Silvana Rece este astăzi la noi în platou. În primul rând, la mulți ani, draga noastră, să ne trăiești! Mulțumesc din suflet! Uite, mi-ați făcut și o surpriză! Am luat și noi un tort care are niște trandafiri, la fel ca cei de pe unghiile tale, da, să știi, da. Uite, exact, vezi? Uite. Merg de minune! Să știi că nu m-am schimbat pentru că vin direct de la salon după o zi întreagă de înfrumusețare, îți dai seama ce cadou frumos? Foarte tare! Ce vreau eu să vă spun, dragi telespectatori, un lucru pe care voi n-aveți cum să-l vedeți, este că pielea
Silvanei este aurie. Este sclipitoare și aurie. Deci după ce și-a dat jos acea mască, a rămas aurie. Mi se pare foarte tare. Aurie, da. Chiar îmi sclipește pielea și da. Ca să mă asortez, uite, port un set de bijuterii pe care l-am primit aseară. Ce frumos! Swarovski, de la un prieten foarte, foarte drag de suflet, Aurel Blonda, dirijorul cu care eu colaborez. Așa încât sunt, ești sunt foarte toată un răsfăț astăzi. Da. Ai și, te-ai și coafat, da. Ți-ai făcut și unghiile, ți-ai făcut tratamente, într-adevăr, da. Cum spune, e bine să fie în fiecare zi ziua ta. Mm-hmm, ar fi minunat. După ce ați plecat voi, mi-am mai făcut un detox. Pa, mai vreau să-mi pună tot felul de lucruri gene false și o grămadă de alte chestii, dar a trebuit să ajung la emisiune așa încât bun. Am finalizat. Pentru gene false îți dau eu niște ponturi. Mm-hmm, dragii eu. Mei, luăm pauza acum, dar revenim cu Silvana, după pauză ne va cânta. Ce-mi dai, să rămână? Ce-ți dau? Am venit să-mi dai. Uite ce-ți dau. Vai, ce drăguț. Un televizor. Vai, frumos. E... Este dat pe Canal D, da? Da, scrie la mulți ani știrile Canal D. Mersi, ce drăguț. Îl mâncăm? La cameră, domnul Sabac, că suntem la TV-ul. La TV. La TV. La mulți ani, dragul meu. Mulțumesc. La mulți ani la și vouă. La tot mai mulți ani. Să fie să dea Dumnezeu. Și... Vă revedeți cu Cristian Sabac în mai puțin de 10 minute. La știrile Canal D. Emoționant. Da, îți mulțumesc încă o dată. Mare drag. Știi că eu am o slăbiciune pentru și eu, tine. Și eu, să rămână. Mulțumesc, vreau și eu antenă. La revedere, să nu-l scap. Mulțumim cofetăriei Claus. Vino încoace. Ce faci mâine de ziua ta? Faci party? Păi mâine, pe 19, pe 9, pardon, e ziua pe mea. 19. Da, petrec cu familia, petrec în familie, pentru că mi-e dor să stau cu cei mici, așa încât ies cu prietenii, cu cei mici, nu știu, vedem, petrec de ieri seară. Să ne dai și noi niște poze, da? Da, de ieri seară okay. Tot petrec. Petreci. Da, până și marți inclusiv, că mă cheamă și Elena, și așa, la nu știu, de la mulți ani, draga mea, să trăiești, să fii sănătoasă. Mulțumesc. Silvana ne cântă astăzi. Noi ne revedem luni. De la ora 16:45, pentru că urmează weekendul. Să aveți un weekend minunat, dragii mei, plin de soare și de gânduri frumoase. Ne cântă Silvana Râciu încă o dată, la mulți ani, draga mea. Până luni, fiți drept la țintă, îmi place Canal D, la mulți ani, știrile Canal D. Trece timpul și nu prea mă împac cu gândul că se duc anii tot zboară și-ai vrea să fii tânăr iară. Ai vrea să oprești timpul în loc, să nu îmbătrânești deloc, viața s-o oprești din drum la anii ce-i ai acum, măi. Tic-tic-toc, tic-tic-toc, timpul trece în ai numai una. Tic-tic-toc, tic-tic-toc, mai trec cu un ceas. Ce-a fost, ce-a rămas? Apoi anii de-ar veni, ce-am greșit n-aș mai greși, măi. Nu-mi pare rău de nimic, doar de tineret un pic. Din viață iau ce-i frumos, vreau să trăiesc cu folos, măi. Tic-tic-toc, tic-tic-toc, timpul trece într-una. Viața-i numai una. Tic-tic-toc, tic-tic-toc, mai trec cu un ceas. Ce-a fost, ce-a rămas?
și în goana lor iau clipe frumoase în zbor. Ca așa-i rândul pe pământ, dar rămâne ce-ai făcut, măi. Anul parcă-i doar o zi, ziua, clipă, parcă-ar fi. Viața trece într-o clipă.